Odată pe an, stațiunea Băile Herculane se supune total folclorului. Aici are loc Festivalul Internațional de Folclor Hercules. În cele 5 zile cât durează evenimentul, cântecul și dansul popular își dau întâlnire cu voia bună și tradițiile fiecărei țări de unde vin participanții. Festivalul va începe cu o paradă a portului popular ce pornește de la statuia lui Hercules prin centrul istoric al stațiunii. În fiecare zi a festivalului, pe scena teatrului de vară din Parcul Vicol, ansamblurile folclorice vor prezenta unul sau mai multe dansuri tematice care dau posibilitatea spectatorilor să descopere istoria, obiceiurile și tradițiile poporului pe care îl reprezintă la festival. Vom avea expoziții, vom avea lansări de carte, vom avea vernisaje de pictură, vom avea workshop-uri, vom avea o tabără de pictură organizată de doamna Viorica Mărândici, un artist de marcă, un pictor care a făcut parte și din echipa restaurării Voronețului. Ea va picta împreună cu 15 tineri aleși de către Primăria Băile Herculane și la finalul acestei tabere vom avea 15 icoane pe lemn semnate de doamna Viorica Mărândici, acești copii talentați. Pe lângă asta, ca un alt element inedit, avem și prezența unor tineri care vor face niște statui vivante, prezentând costumele populare nu pe niște manechine, ci pe niște manechine umane. De asemenea, vor fi prezentate costume populare și dansuri tradiționale. Se vor organiza expoziții de pictură etnografică și recitaluri de muzică populară. Este într-adevăr festivalul cu cea mai lungă tradiție între festivalurile internaționale de folclor din România, o tradiție încă din 1970. În fiecare an, acest festival are loc la Băile Herculane la începutul lunii iulie și Primăria Băile Herculane, ca și partener în cadrul acestui eveniment, este foarte mândră să găzduiască și anul acesta acest festival care aduce an de an, pe lângă foarte mulți artiști și foarte mulți spectatori care iubesc folclorul. Deci timp de 5 zile va fi un regal folcloric. Absolut. Suntem foarte mândri să avem grupuri folclorice din întreaga România, de la Suceava până în Banat la Băile Herculane. Vom avea ansamblu folclorice din Serbia, din Bulgaria, din Georgia și din Turcia. Un regal extraordinar folcloric va avea loc la Băile Herculane săptămâna viitoare, între 3 și 7 iulie. Mehedințul este reprezentat la acest eveniment de artiștii Centrului Cultural Nichita Stănescu.